Dar și curtea cu decorațiuni de Crăciun! Da! Astăzi în familia Merimi încep să vină sărbătorile de iarnă! Ho, ho, ho! Și în acest an familia Merimi vor fi elfii ajutorii lui Moș Crăciun! Atunci eu vreau să decorez pomul de Crăciun! Și eu vreau brad! Dar de ce anume pomul pus să decorezi scările? Și nu numai! Dar ce mai poți decora de Crăciun? Ei, stop! Ca să nu fie ceartă cine și ce va decora, vom trage la sorți! Adică? Adică pe masă avem mai multe cartonașe și ce vei extrage, a ce vei decora? Atunci, hai să extragem! Eu aceasta! Eu aceasta! Bine, ce rapizi mai sunteți! Asta ce înseamnă? Nu știu ce înseamnă, dar mie mi-a picat să decorez scările și balustradele. Încă scările și balustrada încă e ok, dar la mine intrare în casă. Oare cum poți decora o intrare în casă? Dar mie mi-a picat să decorez geamurile și sunt foarte multe. Și mie masa de Crăciun. Bine, dar la cine e bradul? La tine! Dar atenție! Lui Matei și Ionuț i-a picat să decoreze bradul mic de Crăciun, pentru că familia Merimi anul acesta va avea trei brazi falnici! Și să înțeleg că ceilalți brazi sunt aici pe masă? Da, în acest challenge mai avem extrageri, dar foarte important! Fiecare individual va gândi, dar și va cumpăra toate decorațiunile! Și atunci abonații vor vota cine se descurcă cel mai bine? Wow, foarte distractiv! Vin sărbătorile de Crăciun! Atunci ne-am luat tâlpășița, sacul și am plecat la magazin după cumpărături! Hai, am plecat-o! Repede! Iarăși mi-au luat-o pe dinainte! Așteptați! Vai, câte autocolante! Deja eu știu cu ce o să decorez toate ferestrele! La intrare în casă trebuie să fie întâlnit de către cineva sau de ceva. Masa de sărbătoare trebuie să aibă cele mai frumoase farfurii și tacâmuri. Vai, cât de frumoase sunt! Și acestea, toate! Și ce este foarte interesant, gonflabile nu puteți să vedeți dacă stau afară la frig sau în zăpadă sau în ploaie chiar. Wow, nu trebuie să scap și asta de listă. Pe masă trebuie să avem ornamente frumoase. Pe care să-l aleg? Oh, da, spărgătorul de luci! Va trebui să-l găsesc pe cel mai mare! Câte decorațiuni pentru geam! Acum și-a umplut tot coșul! Vreau ca pe masă de Crăciun să nu lipsească dulciurile! Trebuie să mă gândesc la asta! Vai, ce farfurie interesantă! Și toți trebuie să aibă ciuboțele, da? La orice intrare în casă,
de Crăciun trebuie să fie o coroniță cu Moș Crăciun sau cu elemente de brad. E bun venit, nu? Masa festivă fără de cânt de Crăciun nu ești o masă adevărată. Trebuie să luăm ceva. Curășo, curășo sau poate chiar verde sau albastru. Și voi lua niște prosoape să le ștergem pe mâini. Aceasta sau cu Santa Claus? Beteală trebuie să iau de diferite culori, pentru că am de decorat toată casa. Mai cât pe ce să uită o față de masă, pe care să o aleg? Wow, cu fulgi! Anul acesta nu prea se vede zăpadă la noi prin zonă, de aceea vom lua beteală cu zăpadă artificială pe ea. Vom pune la intrare în casă. Nu știam că există așa ceva pentru scaune! Musă! Iată ce trebuie la intrare în casă, mai ales de Crăciun și pe timp de iarnă. Suport pentru dulciuri? Da, și iarăși este cu Moș Crăciun! Uai, câte lumânări! Și ce interesant! Cu zilele din luna decembrie! Uai, și de ce astea lumânări? Uau, ce de frumos și toate globurile pentru peduciul meu! Sau poate să iau optibilduri? Dar ați mai văzut farfurii din tesătură! Eu niciodată nu am văzut așa ceva! Câte idei de decorat geamurile! Vai, ce șervețele mici! Cap de Moș Crăciun! Și brăduți! Dar și căsuță! Din biscuit! Wow, și glob! La intrare în casă voi pune foarte multe arcadele de care îi plac foarte mult copilor. Dar să le caut pe cele mai mari. Asta că se măresc. Și mai mari. Dar să caut și mai mari. Toate decorațiile pentru decorarea mesei deja sunt pregătite. Doar că a apărut o întrebare. Oare unde să fie masa festivă? Aici, ca de obicei? Nu, prea banal. Mai bine în altă parte. Dar unde? Stai că am o idee. Scaunele acestea le voi muta de aici. Și ultimul scaun îl iau de aici. Voi face toate decorațiunile, intrarea, scările, să se vadă că familia mea sărbătorește Crăciunul. Inițial spatele floricele le ducem la cald, pentru că în locul lor vor fi... Veți vedea voi ce va fi! Voi începe să decorez ușile de la intrare în casă cu autocolante. La prima ușă voi pune Moș Crăciun pitici. Dar de ce nu este lipicios? Dar cum? Vreau să încerc. Așa. Dar nu se ține. Totuși cade jos. Ce să fac? Ajutați-mă! Trebuie lipici, scoci. Stai! Am o idee! Wow! Am ajuns de la magazin! De la ce să încep? Crenguțele mele de brod sunt cu globuri! Am văzut că tati și-a luat cu zăpadă artificială! Dar eu sunt sigură că vouă să vă placă anume cu jucării! Și eu, priviți aici, are și floarea Crăciunului! Sunt frumoase, nu? Eu vreau să câștig challenge-ul! Și cel mai important, că nu trebuie să pierd timpul să pun globuri, ghirlande, floricele!
Totul este gata făcut. Nu mai trebuie să o prind de balustradă și atât. Mecu, eu nu ce facem aici, Bradu, la șterant. Nu ce mă ajuci? Deci, masa de aici o voi muta acolo. Să ne apucăm de treabă. Voi, cât sunt de grele! Chiar că parcă sunt al lui Moșu. Să le aduc și pe celelalte. Pregătim terenul pentru un loc curat. Tati și mami la fel au lipit așa autocolante pe geamuri și vreau să încerc și eu așa. Străpesc cu apă. Lipim bine. Și acum cu aceasta. Am luat-o de la duș. Tot nu merge. Stai puțin, am pus-o invers. Foarte ușor. Așa. La această masă am pus doar 6 scaune. De aceea trebuie să iau și de aici unul pentru bebeluși. Pentru că noi suntem 7. Așa. Sau nu, mie aici nu-mi place cum stă. Mai bine îl pun înapoi și după aceea, când nu va trebui, îl voi pune la masă. Oare nu este mai bine acolo? Da, ați înțeles corect. Vor fi crencuțe de brad cu zăpadă în două. Chiar dacă nu plouă, zăpada va fi întoi în casa familiei Nelimi, în curtea familiei Nelimi. Am tras cu ochiul și am văzut că tati folosește colierii ca să prindă ghirlandele. Voi folosi și eu. Așa. Mai să nu mă vadă. De Crăciun toți își cumpără brad. Dar mai nou am văzut prin magazine și floare Crăciunului. Oare tu la fiul procedezi? Îți cumperi flori vii sau așa artificiale? Wow, ce aici? Casa. Punem jucării într-o parte. Gata. Gata. Și acum lipim brăduțul nostru. Cum? Uite așa cu aici. Arată bine! Acum se trec la următoarea ușă. Stai puțin! Ce înseamnă asta? Nu sunt autocolante? Aceea de acolo era întreagă, dar asta de aici trebuie să lipesc una câte una. Interesant. Dar este prea mare, nu încape. Pe cineva trebuie să scot de aici. Pe fetiță. Voi pune Moș Crăciun, zăpadă, băiețelul și sania lui Moș Crăciun. Am pregătit mai multe bucăți pe care le-am lungit, pe care le-am înjumătățit, pentru că avem mai multe balustrezi pe care trebuie să le acoperim cu crenguțe de brad. Sau totuși balustrade. Anul acesta vreau să pun o față de masă albă cu fulgi. Tu oare ce față de masă îți pui de Crăciun? Chiar sunt curioasă. Priviți cât de rapid am instalat ghirlanda mea! Și apropo, dacă ai observat, am globuri de diferite dimensiuni, colori și bulgări albi de zăpadă, dar și floarea Crăciunului. Mă duc să instalez și pe balustrada cealaltă. Vedeți ce rapidă sunt! Gata, m-am învățat minte, strâmpesc,
Și după aceea încep. Încep cu Moș Crăciunul și îl pun aici. Și cu aceasta trebuie să dau peste el. Tu vreodată ai invitat autocolante de Crăciun? Eu pentru prima dată. Eu sper să-ți placă ce fac eu aici. Fetița a rămas singură, dar am un loc pentru ea. Și vom începe de la cea din mijloc, de la cea mai importantă. În casă nu prea recomand. Am încercat noi am trecut cu alt fel de crenguțe, dar rezultatul a fost cam același. Se scutură și la instalare, dar și pe tot parcursul șederilor în casa voastră. Cu siguranță voi mie veți reproșa că scaunele sunt prea întunecate la culoare. Trebuie să le fac colorate, pentru că de Crăciun este foarte mult culoarea albă, ca culoarea zăpezii, dar și culoarea roșie. Aici familia Milimi petrece cel mai mult timpul împreună, de aceea trebuie să fie totul impecabil. Și voi face și balustrada aceasta cu globulețe roșii. E moale? Ce e asta? Acum urmează autocolantul cu Moș Crăciun, la văzul tuturor. Fără de el nu se întâmplă nicio magie. Doar că nu prea vrea să iasă de acolo. Așa. Ce de distractiv este să lipești autocolante pe ușă fără să te certe cineva. Tot pățitul-i priceput, dacă anul trecut le tot înfășuram în jurul bara de la balustradă, anul acesta folosim coliere din plastic. Prima balustradă este deja acoperită cu crenguțe de brad. Urmează să le acoperim și pe cele laterale. Am văzut la magazin așa un fel de huse pentru scaun. Nu sunt sigură dacă va încape, dar vreau să încerc. Tu vreodată ai făcut așa ceva? Să pui așa pe scaun un cap de Moș Crăciun. Vai, ce amuzant! Nu încape! Vai, și acum ce? Să stau așa cu scaunele acestea întunecate? Eu challenge-ul trebuie să-l câștig! Melissa are probleme? Melissa, dar noi mai avem scaune în casă! Unde? Acele roșii sunt prea înalte! Nu, Melissa! Din restaurantul Melimi! Aaa, chiar! Mi-am amintit! Plec chiar acum să testez! Challenge-ul e challenge, dar în familie ajutor reciproc mereu trebuie să persiste! Eu plecat sus! Hei, acum adorați-mi, oameni de zăpadă! Și încă perfect! Hei, moșulică, să supraveghezi, să nu fac o neozdrăvenie! Și dimensiunea este perfectă! Dar vouă de care vă plac crenguliții de brad? Cu imitare de zăpadă, uite așa, sau fără nimic, doar verzi? Și gata! Și cea de-a doua balustradă? Partea inițială e gata, mai am aici ceva de decorat, foarte, foarte frumos! Am plecat la ultima balustradă! Și săniuța lui Moș Crăciun o parchezi chiar aici, dar tu ți-ai cumpărat sania anul acesta! Acest produs decorativ va sta aici! Cu intrarea în casă am terminat! Să plec mai departe! Da, de ce stă? Ia să vedem!
Sper să meargă. Și... Vai, este! Încape perfect! Chiar acum trebuie aceste scaune să le mut sus. În următoarea etapă voi pune luminițe peste tot în hol. Și luminițele vor fi sub formă de ploiță. Am nevoie de mai multe luminițe și de aceea le voi uni între ele. Am răscolit prin toată casa și am descoperit că sunt mai multe scaune decât eu mă așteptam. Și le-am pus pe toate la masă. Acum vreau să le pun la fiecare câte un cap de Moș Crăciun. Mulți își pun crenguțe vii de brad, ca să aibă miros. Dar noi nu punem, pentru că și așa avem multe oace. Dar noi acasă deja avem un brad natural de vreo 30 de metri și oace face destule. Dar vi-l arăt un pic mai târziu. Punem steaua, și pe tine te ajut. Și baia. Mi-am luat scara ca să ajung și mai sus. Dar este o problemă. Nu știu cu ce să le agăț. Să aduc niște clește? Am tras un pic cu ochiul și am observat că mami și-a luat din crenguțe fără de zăpadă. Oare unde a ieșit mai frumos? Afară sau în casă? Și dacă în casă, mă rog să-i scrieți la mami să apereze la zăpadă. Și punând aceste huse, se va vedea foarte bine chiar de la intrare unde se află masa festivă. Îți propun și ție acasă dacă nu ai încercat cu aceste huse. Pentru că dacă ai scaune închise la culoare, ți le poți decora! Vai, ce interesante sunt! Dar trebuie să mă gândesc cumva să pun așa fel de husă și le aceste două scaune! Ia să vedem! Încă puțin și scările sunt decorate! Oare vor reuși? Va ajunge moșul și în casa noastră? Uite ce am găsit! Aici cu care voi prinde luminițele de bara perdelei! Mami m-a rugat să-i las niște crenguțe de brad. Îi las. Oare ce gânduri are ea? Ce vrea să facă? Să le înlocuiască pe cele pe care le-a pus în casă? Să le scoată? Dacă îi mai rămân, să-mi scrieți. Poate vă trimit vouă, dacă aveți voi nevoie de ele. Am instalat luminițele și acum să vedem cum luminează becurile. La 3, 2, 1. Așa că este frumos. Aici am făcut două găuri pentru centură. Știu că Mihaela, dacă se ridică în picioare, sigur cade. Așa? Da, arată foarte bine. Să fac așa și la Ionuț. Pentru crenguțele acestea am globuri. Am zis că îmi place culoarea roșie, dar am și câteva albastre. Oare pe care să le aleg? Ce întreb și pe tine? Ce e mai bine, să pun roșu, auriu sau albastru? Acela e un cerb. Nu este buicio. E un ghiuin. Cerb. Un omuleț. Intrarea în camera de jocuri, la fel vreau să decorez, ca să le placă lui Ionuț și lui Mihaela. Uite ce am observat eu! Sunt cocoțați unul peste altul. Probabil vor să ajungă la vârful bradului. A ajuns timpul să vă pun. Stai! Apa! Acum! Iar acum cerbii! Într-o parte, iar în mijloc va sta acest om de zăpadă. Și iată că am finisat cu crenguțele de pe balustradă. Iar la intrare am pregătit doi soldați, nici mai mari, nici mai mici decât tate Elevii. Am crenguțe și fără globuri, dar vreau să decorez și eu. Mă duc după ele.
ciocolante sunt diferite de cele care le-am pus până acum. Dar acestea n-au nevoie de apă. Se lipesc singure. Și a doilea, care se uită la primul. Și dă cu mâna. Salut! Am promis și am luat. Sunt ghirlande, beculețe, care... Da, nu e nevoie să le pui la priză. Au baterie solară. Iată și baterie solară. Aici sunt niște baterii reîncărcabile. Și toată iarna vor lumina singure, fără ca să le bagă în priză, fără ca să trag cabluri și să schimb bateriile de fiecare dată când se vor descărca. Sunt sigur că tati a uitat de globuri. De ce? Eu voi câștiga challenge-ul. Ia privit cât de frumoase sunt și mai am încă și mai multe. Wow, ce porumbe l-am găsit. Mi-mi place foarte mult ce mi-a reușit. Votează pentru mine și apasă pe like. Îmi iau zestea și plec mai departe, dar cu să decorez cu altceva.